Excusez-moi. I have something to say. Băi, bolșevicule, cunosc ăsta. Furnizor de indicații prețioase. Eu știu că voi sunteți oameni dragi. Miluit, ce noroc am avut. Și e foarte bine. Ce noroc am avut. Pentru că m-am ajutat și pe mine. Vreau să precizăm și el. Cinci cărți de poezie, adevărat că unul nu e în Orleans sau, da? Dar ești tu fata asta e singura fată, Funky Foreign Plus One More. Aici s-a născut în 88. Eu l-am visat pe Cristos. Da, cam așa era culoarea la nouă, da? Mai deschis, da? Așa, nu știu. Bun. Acum, de fapt, lăsăm că merge la... să scrie. Da. Omul ăsta s-a îmbolnăvit. De ce s-a îmbolnăvit? De băutură, de luptă, nu, cu comunismul. Omul ăsta... ăsta știu că s-a... înțeleg că au avut probleme, nu? A murit și mama lui. Și el a avut probleme. Eu și am avut probleme, nu. Ăsta și eu am avut probleme. Am avut probleme cu fost operat și s-a mișcat de trei ore înainte să te miști. Să nu le mișca cu lucrurile. Acum poate să le avem la timp. Cum apar bolile astea? Păi dacă bei alcool, dacă ești ateu, dacă faci prostii burde, adică îi faci în capul tău, nu. Nu apar asta. Și mai este un aspect. Dacă ne uităm la... la... pe română! Bruda Brust, pe română! Pe română! Nu se poate. Dacă ne uităm la... Terminator 2, la început, vedem că, cum să spun, spune la un moment dat, schizoaffective disorder, și erau oameni pe coagulat, pacienți cu vizitor, erau un pacient care stătea așa și ne luau unul pe cap. Tânăr, probabil. O fată era dusă cu cineva și s-a sucit. Dar nu e o problemă. Deci, asta vreau să zic. Aici, în cartea asta, este o prefață și spune că prietenii l-au dus, bine, nu a murit, ce ai zis, sau 16, dar zice că înainte a fost drumul fără întoarcere, a spitalul de psiatrie, al ecologiei și mai știu ce, de ce. Bun. Mai vreau să vă zic altceva. Doctorii, psihiatrii, nici în anii 50-60, ei nu voiau să ne norocească oameni. Era și mai... începea să fie un pic mai bine. În anii 30, în anii 30, la sora lui Tennessee Williams, cu nebun, a făcut lobotomie. Și fără niciun motiv, era... dacă să o liniștească și cred că mai degrabă pentru că era sora lui Tennessee Williams care de fapt s-a făcut lucruri și punte să-și ajute sora. Ea a trăit mai mult decât el. A venit aici, a stricat. Nu e prin anii 80, nu e. M-a împins-o. Bun, ce o spun? Dar crezi că puteau ăștia doctori să facă ceva? Că securiștii degeaba erau doctorii miere. Că securiștii au fiere, se ocupau de... Că te
oameni. Îi chinuiau? Nu le dădeau Biblie? Era îngrozitor. Bun. Apoi un alt aspect. Uite-o. Hai să vedem. Deci v-am zis. Acum tu să mai înțelegeți ceva. La, să știți că sunt psihiatri specializați în psihiatrie și teologie feminină. Înțelegeți? Vai de mine. Nu. Sunt oameni foarte minunați. Deci ce au spus? Când zice acolo, schiță affective disorder, asta vreau să spun. Oamenii de sex masculin, oamenii de sex feminin au alte zone pe creier. La femei de obicei problema nu-i creierul, creierul merge permanent la ele. Dar acolo ce se întâmplă? Poate că se căsătorește cu unul și o lasă. Sau îi face, o bate, sau divorțează, sau mai știu ce îi face. Avortează. Și fata nu e mai sensibilă, așa? Și, dar ea nu e bolnavă mental, ea este bolnavă în afecte. Iubirea ei este... Știi? Miluit! Asta e un aspect foarte interesant, foarte important. Apoi, aici ce mai vreau să spun eu, este că... Că... Nu să spun. Nu mai crezi în proverbe. Ai carte, ai parte. Bac talbina, crema cuca. Vreau să spun așa. Dolar să ai. Că... Gata. Hai că am vorbit destul. Strângem. În schimb, băieții... Închidem, da. Închidem prăvălia. Băieții pot să aibă. La ei, știi, băieții nu sunt atâta pe... pe afect. Nu sunt sau nu-și dau seama. Poate și la noi e la fel. O inimă rănită, da. Diferență. Vine el anul nou. Dar este o diferență și, și hormonal. Sunt două ființe diferite și nu mă refer la prostii. Una e testosteronul și alta e estrogen. Înțelegeți? La femei suferă de inimă. Băieții suferă de suflet. Că și mai ales că băieții au tot felul de comportamentele astea extreme, știi, să bea, să fumeze, să se drogheze, să se bată, înțelegi? Nu-s grave dacă nu fac am ceva. Am scot în față ceva din asta. Arăt așa locul din Anda. Era prea mare să știi? În orice caz, vă doresc. Medici. Sau în România. Și ce a făcut? Uite, să vedem, a debutat această fată, dacă a plecat de debut. Care nu mai 99. Avea 11 ani. Nu uite aici. Ehe, când avea 11 ani. Deci, și asta mai vreau să zic. Deci, doctorii îs stresați de securitate. Sau au fost, nu știu. Anul trecut a fost Lăgăreanu. N-am avut bani. A fost securitate acolo, dar erau sigur securiști. Deci mergea acolo, așa știu, pe coridorul în Bermude. Atâta făcea. Zicea, mergi la gazit. Stupid, dar măcar nu venea la tine cu bâtă, cu sulă, cu nu știu ce. Deci asta să sperăm. Și de asta vreau să zic că vreau să încurajez fetele, femeile, doamnele. Domnule, du-te la doctor, că nu, nu înseamnă că ești nebun. Inima ta și trebuie să vorbești. Cu cine să vorbești? Uite, acum cu COVID-ul. Îți convins că la mulți oameni au intrat pe părinții, cum ar fi bunicii, familie, pământ. Nu, cu cine să mai vorbești? Nici nu poți să te întâlnești. La serviciu ai masca pe față cu colega, ce să mai vorbești? Dacă nu, vorbești, uite, poți să te bagi la un psiholog, femeie bărbat nu contează, și îi spui, domnule, uite că e COVID, că e viroză. Te suni.
Și cine mai ascultă și așa te aude și din cabine te aude. Înțelegi? Și cu calculatoare și dacă nu se poate, sun la telefon, uite, păi uite că așa, că maică mea, că au fost nu știu cum, știi că maică mea a fost un guraică, știi că tata a venit de nu știu unde, noi aici am fost așa, și, dar de fapt știi că nu știu cum și toate astea legi firul gândurilor, cum zice Holden Caulfield, cum zice Holden Caulfield, prietenul ăla. Înțelegi? Și atât. Și apoi un alt aspect, biserica. Ce biserică ești? Ia-o în serios. Biblia, imnalele, cărțile de cântări, du-te la oastea, Domnul, fă ceva. Nu sta pe tine. Dar nu ce să zic. Deci asta vreau să zic că... Că... Nu se poate. Uite și ce pot face. Dante! Dante, meine Damen! Ce fată bună! Rugăciunea fruturului. Un deșert de forme, miresme, culori. Aici nu te naști și nu mori. Să aibă cine mi-a ascultat rugăciunile, aștept canonizarea unei flori. Că și eu am avut cheltuieli, investiții. Ia uite cârja. Cârja asta am cumpărat-o cu banii strâns pentru un sifonier. Echipamentul nu, că l-am reciclat, l-am făcut de materiale refolosibile. Dar nu e o problemă. Deci e grav. Nu, asta vreau să vă spun. Nu vă fie frică? Și zic, vot. Eu nu sunt liberal, eu sunt conservator. Dar este un fapt. Unde sunt? Păi uite eu, păi, după ce m-am implementat... Liberalii nu se țin de crimă. Și ei, adică nu mă refer acum că drept, nu mă zic, domnule, dacă ești bolnav sau dacă nu ești bolnav, nu? Ai probleme, uite, m-a lăsat soțul, cum să mă vrei să mă simt, no, și mai să merg și la lucru, să mai țin și trei copii. Deci, vreau să spun că liberalii, ei susțin și oameni cu probleme de genul ăsta. Acum, poate că nu o să-ți dea, nu știu ce, 90 de mii de lei. Bă, dar te ajută și material, dacă ai probleme, îți dă medicamente, dacă nu, așa, dacă lucrezi. Și te înțelege, știi, dacă te duci la ambulator, sau dacă ești la spital, nu zice, bă, hai să-i pușcăm pe ăsta. Că ce e ăsta, oameni? Deci, și asta comuniștii au făcut. Deși comuniștii ei ziceau că-s mai bun ca analiștii și uite că au fost mai răi. Nu zic de analiști, nu, zic de liberali. Votați pe liberal. Până una alta și până la urmă știi cum e liberalii? Eu cred că fiecare om. Eu cred că fiecare om e puțin liberal. Că doar nu suntem Hristos. Ai vrut Hristos pe aici? În toaleta asta. Așa că puțin liberalism și creștinism. Creștinismul fundamentalist, ortodox. Ce vrei să zici acolo? Catolic, așa? Etiopia? Puțină atitudine liberală, adică să te pui pe tine și în paranteză, știi, așa, purea, așa, spune tata, suntem mari, suntem nu știu cum, dar ne mai punem și în paranteză, știi? Păi, cred că mi-a ajuns astea. Deci, să nu vă fie frică de doctor, ce să zic, cu liberalii, asta eu am trăit, cu liberalii, mai crezi în proverbe. Mă sună. Ai carte, ai parte. Asta să fie ultima muză lui Bucoaga. Prostăpii, dolari dai. Gata. Hai că am vorbit. Trângem. Închidem prăvălia. Rian ne va plu.
Uite ce e aici. Ștefan Lucianu, Gheorghe Petrașu. Sau invers. Vine el anul nou. Uite, asta e casa natală a Lucian Blagă. Pe aici aia, pe la biserică, nu? Care-i totuși că ai văzut la muncă? A, cred că nu te zică. Pe la banii mei sunt de aici, nu-i bine. Poate că văd eu. Ba nu. Văd eu. Uite, ED. Da, Lucian a răspuns la invitație de a face o vizită la Ocna Sigurului, compania Eugenie. În mod firesc, asta da, el povestea de domnița sau de mărturisire de afecțiune. Vezi, la ce ziceam și eu, nu? Era prea mare sacrificiu. În orice caz, aici să mă atoram un pic mică, nu? Merry Christmas. Sau în românesc. Și vă spun ceva. Poate că nu ești cu poezia, poate că... Ne vedem cu bine. Poate că ești alternativ, nu? Dar... Zic, fii om, știi cum e, poate ești, cum îl cheamă, despot, sau Mihnea, sau altul. Dacă ai un fost coleg de clasă sau l-ai văzut într-un birt în care mergeai pe vreo, bă, măcar tu fii om cu el, că și eu am avut din ăștia. Când toată lumea face bullying sau alți cyber bullying, tu... Lasă vos, lasă, dai încolo. Deci, și nu chestia că gata, că și eu, dacă vă, dacă ești bolnav, asta nu altă speranță. S-au făcut sora speranță, la faptul, lasă copiii, că și eu bolnav. Nu mă ajută Domnul. Dar să zic oameni sănătoși, de ăștia culți, așa. Păi bă, lasă, bă, și tu ești tu. Normal că și tu. Nu te mai lua după aia, știi? Și nu-ți imaginezi cât poate să facă o vorbă bună sau... Vorbă bună, faptă bună. Înțelegi? Moco. Da.